Pe mulțimea G mare egal cu intervalul deschis 2 infinit se consideră operația X cerculeț Y, X compus cu Y. Să citim, egal cu XY minus 2 pe lângă X plus Y plus 6. De fiecare dată când aveți o lege de compoziție, atenție să înțelegeți legea, adică ce înseamnă X cerculeț Y. Produsul lor minus de 2 ori suma lor plus 6, da? Amic. Să se arate că X cerculeț Y egal cu minunea asta. Păi, ce fac? Plec de la partea dreaptă, da? Deci facem așa, X minus 2 ori Y minus 2 plus 2 egal cu, și desfacem paranteza, X, Y minus 2X minus 2Y plus 4 plus 2 egal cu X, Y minus, dăm un factor pe 2, minus 2 pe lângă X plus Y, 4 plus 2 plus 6, cine e asta? Exact asta de aici. Deci egal cu X cerculeț Y, evident, pentru orice X și Y din G. Chiar din R erau în general. B. Să se demonstreze că X cerculeț Y aparține lui G pentru orice X și Y din G. Da? Deci să arătăm că are loc asta. Adică, practic, că asta e o lege internă. Da? Păi, uitați ce facem. Ca să nu greșiți, ziceți așa, domnule, ce înseamnă G? 2 infinit, da? Prin urmare, ce înseamnă că X cerculeț G aparține lui G? Asta înseamnă că X compus cu Y este mai mare strict ca 2. Păi, o lucrăm pe asta. Ia, adică asta, sau uite, cum aveam de aici, da? Adică X minus 2 ori Y minus 2 plus 2, n-am arătat noi la punctul A, minunea asta, plus 2, să fie mai mare ca 2. Reduc. Adică trebuie să arăt că X plus 2 pe lângă Y plus 2 e mai mare ca 0. Dar X aparține lui G, așa mi-a zis, ce înseamnă asta? Că X e mai mare ca 2, da? Corect? X minus 2, mă scuzați aici, nu X plus 2, X minus 2, Y minus 2, da? Așa. Este mai mare ca 2, adică ce înseamnă? Că X minus 2 e mai mare ca 0. Y aparține lui G, ce înseamnă? Că Y e mai mare ca 2, adică Y minus 2 e mai mare ca 0. Păi produsul a două numere pozitive, ce-mi dă că este pozitiv. Prin urmare, rezultă că asta este adevărată. Și antena și B-ul. Ce-o? Să se arate că toate elementele mulțimii G sunt simetrizabile în raport cu legea cerculeț. Adică ce înseamnă asta că un element este simetrizabil? Că oricare ar fi un X aparținut lui G, adică mai mare ca 2, să existe un X prim aparținând lui G, astfel încât X compus cu X prim să fie egal cu X prim compus cu X, să fie egal cu E, elementul neutru. Păi stai puțin, că nu mi-a dat cine elementul neutru, da? Ce însemna un element neutru? Un element E încât X compus cu E să fie egal cu E compus cu X egal cu X. Acum, ca să nu munciți de două ori, că trebuie arătat fiecare egal cu X, hai să vedem întâi dacă avem noroc legea să fie comutativă. Și zicem așa, Y compus cu X ce înseamnă? O luăm de aici, că e cel mai simplu. Este Y minus 2 ori X minus 2 plus 2. Observați că e același lucru cu ăsta, că înmulțirea numelor reale e comutativă. Deci egal cu X cerculeț Y, deci rezultă că legea cerculeț este comutativă. Și acum, ca să găsesc elementul neutru, nu mai trebuie decât o parte, că automat X compus cu E egal cu E compus cu X, da? Și zicem, fie X compus cu E egal cu X. Asta ce înseamnă? Înseamnă X minus 2 E minus 2. Ați observat fiecare minus 2 și plus 2, da? Plus 2 trebuie să fie egal cu X. Trecem pe X dincolo și obținem X minus 2 ori E minus 2 egal cu X minus 2 pentru orice X din G. Acum atenție, ca să-l aflu pe E voi împărți prin X, dar știu că nu pot să împart prin X decât dacă X e diferit de ăla. Da? Și zicem, dacă X este diferit de 2, că dacă e 0 nu puteam să împart, că 0 ceva egal cu 0, da? Ce rezultă? E minus 2 egal cu 1, nu? Că s-a împărțit prin el. E minus 2 egal cu 1, adică e egal cu 3. Dar zicem acum, dar dacă X egal cu 2, că, atenție, elementul neutru, ce am zis? Că pentru orice X trebuie să aibă loc asta, da? Din G. Și atunci zicem, pentru... Și acum îl înlocuim pur și simplu pe E egal cu 3 aici și ia uitați ce îmi dă X minus 2 ori 1, X minus, asta scris oriv, X minus 2 ori 1 egal cu X minus 2, asta e adevărat.
Da? Deci E egal cu 3 este elementul ăsta, neutru. Și acum îl înlocuiesc și zice, deci iată, trebuie să avem X cerculeț X prim egal cu acest 3. Da? Nu mai facem și X prim compus cu X, că am văzut că legea e comutativă. Ce înseamnă asta însă? X minus 2 ori X prim minus 2 plus 2 egal cu 3. Da? Deci X minus 2 ori X prim minus 2 egal cu 1. Deci ce obținem? X prim minus 2 egal cu 1 pe X minus 2. Observați că pot să împar că X minus X aparținea lui G, adică X era mai mare strict ca 2, deci are sens, nu este și 2 ăsta. Da? De unde rezultă că X prim egal cu 1 pe X minus 2 plus 2. Ăsta ar fi elementul simetric, dar în R. Problema se pune, ăsta este chiar în G, adică este ăsta mai mare ca 2. Păi asta este echivalentă cu cine? Cu 1 pe x minus 2 mai mare ca 0. Da? Care e adevărat, pentru că x era mai mare ca 2, adică ce înseamnă? Că era din G. Adică x minus 2 pozitiv. 1 pozitiv pe pozitiv e pozitiv. Deci iată că am arătat că orice element din G este simetrizat.